Bună ziua și bun găsit la un nou tutorial XTB. Numele meu este Radu Puiu, iar astăzi vom vedea um, cum se poate utiliza platforma XStation uh, într-o manieră ușoară, în special pentru cei care nu sunt familiarizați cu, cu aceasta. Înainte de a începe discuția, trebuie să facem referire la aspectele riscante pe care le presupun investițiile în active financiare. Astfel, trebuie menționat faptul că prezentarea noastră este realizată într-o manieră generală, iar aspectele discutate nu reprezintă recomandări de tranzacționare. Mai mult, instrumentele financiare implică riscuri, iar utilizarea efectului de levier majorează aceste riscuri. În plus, trebuie să conștientizăm faptul că performanțele din trecut nu reprezintă niciun fel de garanție cu privire la rezultatele viitoare. Platforma PixStation este destul de user-friendly și pot spune intuitivă, în special pentru um, începători, pentru că este structurată în trei zone principale. În primul rând, vorbim despre zona din stânga sus, zona unde se află lista de instrumente. Este zona centrală cu grafice și cu cele mai multe ce pot fi folosite fie pentru a realiza o analiză, fie pentru a vedea modul în care evoluează un anumit instrument grafic. Și mai există zona de jos care prezintă date privind pozițiile deschise și date privind nivelul contului tău. Vom începe cu partea din stânga sus, zona de listă instrumente, unde se observă mai multe subcategorii și vorbim despre modul în care diferite instrumente sunt, sunt împărțite. Este zona cu cele mai populare instrumente, care poate fi personalizată în funcție de preferințele fiecăruia. Vedem că se poate vedea care sunt, de fapt, cum performează activele valutare, cum performează indicii, care sunt cei mai cei cu evoluții cele mai bune, se pot observa câștigătorii zilei și, de asemenea, se pot observa și indicii cu cele mai slabe performanțe de astăzi, pentru a ne face o idee de ansamblu asupra zilei. După, vedem care este sentimentul în ceea ce privește diferite categorii de instrumente, se observă că un nivel ridicat de cumpărători se află în special în ceea ce privește criptomonedele astăzi, cumpărătorii fiind preponderenți în piață. Avem și zona de perechi valutare care sunt împărțite în trei subcategorii. Perechi valutare majore precum euro USD, lira sterlină, dolar american, minore și perechi emergente zona de indici, care sunt împărțiți la fel pe regiuni, America, zona Asia-Pacific și Europa, zona de mărfuri cu subcategoriile sale, agricultură, energie, metale prețioase și așa mai departe, zona de criptomonede, care însumează toate activele digitale prezente în oferta XTB. Zona de acțiuni cu cele două subcategorii, acțiuni clasice cu deținere și acțiuni de tip CFD, care reprezintă o transpunere a modului în care performează acțiunea respectivă, dar fără a o deține, și vorbim despre ATF-uri, la fel ATF-uri clasice și ATF-uri CFD. Dacă vor, dorim să deschidem o poziție pentru a deschide o tranzacție, există trei modalități de a realiza acest lucru. În primul rând, trebuie să găsim instrumentul pe care îl dorim, iar acesta fie poate fi căutat în bara de sus și noi, de exemplu, astăzi vom deschide o tranzacție pe compania de producătoare de autoturisme BMW, BMW, iar în acest sens putem fie să apăsăm butonul de, de buy după ce selectăm numărul de acțiuni pe care îl dorim să îl cumpărăm, în cazul nostru acesta este o singură acțiune și vedem că prețul este de 93,37 de dolari. După ce apăsăm butonul de buy, ne apare un pop-up care ne oferă, uh, din nou, informații înainte de deschiderea ordinului, și anume, ni se arată uh, rata de schimb la care se realizează tranzacția, valoarea finală a investiției în moneda contului, în cazul nostru este vorba despre RON, 460,44 RON, și volumul, adică numărul de acțiuni. După ce apăsăm butonul de confirmă, vedem că primim uh, acest pop-up cu deschiderea poziției. Iar apoi se observă că tranzacția noastră este vizibilă în zona pozițiilor deschise, unde ni se oferă de asemenea toate informațiile necesare despre aceasta. Vorbim despre numărul de, de acțiuni pe care le deținem, valoarea de piață în moneda contului. 457 de lei, prețul de deschidere, prețul din prezent al acțiunii, profitul în lei și vorbim și despre profitul procentual. Aceasta este situația în ceea ce privește o acțiune cu deținere. Dacă vorbim despre o acțiune CFD, dinamica este similară, doar că vom vorbi despre Caracteristici puțin diferite. Și, ca exemplu, ne vom referi tot la BMW, dar la varianta CFD. Vedem că aceasta este reprezentată prin această, acest detaliu suplimentar unde scrie stock CFD. La fel, facem aceeași procedură, selectăm să fie o singură acțiune, apăsăm butonul de buy, iar în momentul de față ne apare un pop-up care ne sugerează faptul că valoarea finală a investiției va fi mult mai mică, 91,91 ,91 de RON. De ce este um, această situație? Păi în, cazul, uh, în, în cazul instrumentelor de tip CFD, este vorba despre um, faptul că un contract pentru diferență reprezintă o categorie de instrumente care uh, vizează mișcarea, uh, vizează de fapt investitorii care sunt interesați de mișcările rapide ale pieței și uh, prezintă o modalitate prin care se poate realiza uh, o tranzacție, dar cu o sumă. Mai, mai mic. Este vorba despre uh, acea marjă care reprezintă o sumă blocată din uh, suma totală. În cazul nostru, vorbim despre 20% din uh, suma respectivă, adică 20% din 93,5 euro, ceea ce presupune exact uh, suma pe care ne-o arăta. În, în timpul pop-up-ului, adică aproximativ 92 de RON. Spre deosebire de uh, o acțiune cu, cu deținere, în cazul unei uh, acțiuni de tip CFD, uh, atât riscul, dar și potențialul de câștig este mai ridicat. Pentru că, uh, având în vedere faptul că uh, nivelul investiției este de 5 ori mai mic decât în cazul în care deținem acea, acea acțiune, orice mișcare a prețului, fie a pozitivă, fie a negativă, va avea un efect procentual de 5 ori mai mare. Adică, dacă prețul va scădea cu, cu, 5, cu 5 euro, atunci noi vom suferi uh, o pierdere raportată la nivelul margei, adică aproximativ uh, 20 de, de euro, de uh, 25%. În cazul în care vorbim despre o acțiune cu, cu deținere, uh, pierderea se raportează la uh, nivelul total al investiției și anume la cei 93 de dolari sau euro pe care, pe care i, -am, i -am investit. În ceea ce privește închiderea unei poziții, Procedura este la fel de, de simplă. Se observă acest buton de, de X pe care în momentul în care apăsăm vedem că apare din nou acel pop-up care ne indică un ordin de vânzare nou, adică această solicitare de vânzare a acțiunii sau acțiunilor, depinde de, de situație, ne arată care este prețul actual, ne arată volumul, adică o acțiune în cazul nostru, rata de schimb ca și în momentul cumpărării și valoarea finală a investiției. După ce apăsăm butonul Confirmă, din nou un pop-up care ne indică închiderea poziției, iar apoi suma respectivă ne este alocată în cont. Cam atât a fost pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă mai așteptăm și cu altă ocazie în cadrul webinarelor XTB. La revedere!